Aha, this is the magical alchemy of perfume. I'm a perfumer, I can predict how it will smell on a smelling strip, but with you, this is the magic. You have to try the scent. Parfumul miroase în funcție de noi, miroase diferit datorită pH-ului, însă cu noul trend în parfumerie al ingredientelor sintetice, care nu mai sunt atât de cameleonice ca cele naturale, parfumurile nu mai sunt chiar atât de diferite de pe pielea unei persoane față de alteia. În proporție mai mare sau mai mică, parfumul se identifică cu noi, intră în intimitatea noastră, de asta e diferit, pentru că spune povestea noastră pe note olfactive. Deci este, cred eu, cel mai intim accesoriu al unei persoane. The brain is very well done. Your brain will adapt and forget the good odor, but also the bad odor, which is surrounding you. So, which means that yes, you get used to it, and this is completely normal. Ceilalți percep mai mult parfumul pentru că după un timp noi ne obișnuim cu el. Pentru mine este oarecum un semn de întrebare, chiar și apetența românilor și a unor popoare, cred că vine din istorie, de a folosi parfumuri mai grele decât altele. De exemplu, în Middle East, în Orientul Mijlociu, în Rusia, în România, zona balcanică, oamenii sunt tentați să folosească parfumuri mult mai intense, mult mai grele decât cei din zonele mediteraniene, de exemplu. O motivație ar fi poate clima, chiar și gusturile. The question is your fragrance lasting long or you don't smell it any longer? That's the first point. And then if it doesn't smell too long, maybe if you want something that stays longer, you have to try another perfume that will match more your personal skin. Poate deveni chiar destul de neplăcut, pentru că de multe ori la sală sau în diferite spații închise, în avion, în multe locuri, în restaurant, simt, mai ales în România, parfumuri extrem de grele care pot fi într-o oarecare măsură neplăcute pentru cei din jur. Chiar dacă ultimul trend sau ultima recomandare în domeniu este să folosim orice parfum în orice moment al zilei, eu cred că trebuie să avem o oarecare măsură, mai ales atunci când ne plac parfumuri destul de intense. În timpul zilei, dacă îl folosim, să-l folosim cu foarte multă atenție, în cantități mici, și seara putem să ne bucurăm de o cantitate mai mare.